I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me want. Bună și bine ați revenit pe canalul meu, la mulți ani în primul rând, pentru că este primul vlog pe care îl fac anul acesta. Și este în colaborare cu prietena mea, Noela Vita Ibela. Ea locuiește în Belgia, are și a doi băieței, la fel ca și mine. Sunt de vârste apropiate, Matei este cu 3 luni mai mare decât Nicolas și Lucas este cu 8 luni mai mare decât Denis. Și ne-am gândit să vă arătăm cum decurge o zi din viața unei mămici cu 2 copilași. Astăzi este sâmbătă când filmez. Am zis că o să filmez într-o zi de weekend când este și Matei acasă. Este acolo și se joacă. Bate soarele, nu? Da, și sper să reușesc astăzi să filmez. Azi este o zi obișnuită. Curățenie am făcut încă de ieri pentru weekend, pentru că atunci când sunt cu amândoi acasă nu reușesc să fac mare lucru, dar tot trebuie să... Uite acum, mama. Să găsim geamul de la care îi bate soarele, nu la mate. Gata! Da, nu mai știu ce ziceam de curățenie. Am făcut ieri, dar tot mai trebuie să facem și astăzi. Mai am niște vase de spălat, plus dacă fac mâncare, iarăși murdăresc vase. Și trebuie să dau cu aspiratorul. Aseară s-a jucat Matei cu plastilină și am numai plastilină pe jos. Tu ce zici acolo, Denis? Ce zici? Mai, ce zici, mă, mami? Cine e acolo? Coco? Coco, vau! Au! M-ai prins de păr! Înghi! Ei! Ei! Înghi! M-ai prins de păr și ești fericit? Denis, de ce mă tragi de păr? Uite, mă trage de păr. Spune, Denis. Denis, de ce o tragi pe mami de păr? Mami. Denis, fii cu minte. De ce o tragi pe mami de păr? Apropo că veni vorba de păr, Matei, când găsește un fir de păr de-a meu pe jos, zice, ia lui mami, și vine repede și mi-l pune înapoi. Și pe tine te trage. Ai, Denis. Denis, fii cu minte. Da. Noi ne-am trezit de la... Matei s-a trezit de la 7:30. Eu m-am trezit la 8. El a stat cu Cipri. Cipri pe la 8:30 a plecat la lucru. Și a stat cu Matei până m-am trezit eu. Și Denis s-a trezit la 8:30. Aseară a bătut recordul. A dormit 8 ore. Așa, legate. S-a culcat la 11 și s-a trezit la 7, a păpat și s-a culcat la loc până la 8:30. Denis, fii cu minte! Ia mami, muta! Se ia mânuța? Denis. Denis, lasă-l pe Matei în pace, așa e, mami? Denis, dă-i pace la Matei. Uite, noi! Fălcuțe! Încă un rând de fălcuțe, ia uite aici. Ce papă, Denis, de așa grăsuț? Teis. Ce papă? Lapte. Tati. Mult lapte. Mult tati. Dai, mami, să nu-l înroșim. Gata. Dă-i pupica acolo pe fălcuță. Măi, ce ți-o crezi cu părul? Iară trebuie să te tunde, mami. Măi. Pui uciu, dag. Înghii. Ai de mine și de mine, ce râde băiețelul meu. Ai de mine și de mine. Denisucu. Dar ce faci, mă, mami? Ce faci, iubirea lui mami? Poftim? Mâncare. Da, mami, mâncăm mâncare imediat. Iubirea lui mami. Da, mami. Denis, săptămâna viitoare face 3 luni. M-am gândit să fac un filmuleț despre el, pentru că tot primesc în privat mesaje de la mămici care au copilași de vârstă cu el. Și o să fac săptămâna viitoare filmuleț cu bebe la 3 luni, dar probabil o să-l postez înainte de vlogul acesta.
Acum este 10 și 10. Pe la 10 și jumătate trebuie să doarmă Denis. Cam atât rezistă, două ore trează și pe urmă trebuie să doarmă. Și să văd dacă mai are stare acum să mă duc să pregătesc micul dejun, dacă nu o să-l pregătesc după ce adorme. O să mâncăm omletă. Asta mâncăm noi în weekend, pentru că în timpul săptămânii la Matei îi pun pachetele la grădiniță și în weekend îi dau să mănânce ouă. Și nu mănâncă decât omletă sau pâine nou. Mami, puișorul lui Matei. Nani. Nu mami, nani. Domnetei. Nani. Nani. Ne mami. I-am făcut la Matei omleta. Dar pune-te frumos la masă, mami. Matei a mâncat prima dată măslinele și acum mănâncă omleta. Și o să mănânc tot omleta, îmi fac imediat. Numai să-l pun pe Denis jos. L-am lăsat pe pat și am aici camera să-l supraveghez și am venit să-mi fac o omletă. Matei a mâncat-o aproape toată. Am lăsat două bucățele. Matei a venit la bucătărie să-mi spună că vrea chipsuri și pe urmă tot el a zis că mami, de la chipsuri și dulce nu crești mare, numai de la mâncare și de la apă crești mare. Și ai mami? S-a trezit piticul, am dat și cu aspiratorul și dacă e cu minte vreau să mă duc să pregătesc mâncarea pentru prânz. Stai că vine mami imediat. Vreau să curăț cartofi pentru piure. O să fac un piure de cartofi cu pulpe la cuptor. Ciorbița am făcut ieri, una de pui. O să vă arăt când mâncăm. Și pe urmă vreau să ies cu copilașii afară. Este... Eu dai la Bia? Bine, mami. Este foarte frumos. Sigur este fric, dar... Este foarte frumos, este soare, eu tot las câte o roletă în jos, că dă soarele pe noi. Așteptăm niște colete care trebuie să ajungă astăzi și a luat Cipri papuși de lucru și a comandat la Matei mașinuța aceea McQueen. El mai are o grămadă așa acasă, dar e din aceea care se și desface și el trebuie să o asambleze, să-i pună roțile și trebuie să-i ajungă astăzi și mie trebuie să-mi ajungă husa pentru telefon. Mi-am schimbat telefonul, mi-am luat un S21 Samsung. Și mi-am comandat husă și folie pentru ecran și trebuie să ajungă astăzi, așa că l-așteptăm pe nenea să vină cât mai repede, să putem ieși și afară, dacă nu o să ieși, o să stau în față la bloc să-l aștept, pentru că neapărat trebuie să ne dea coletele, că dacă nu suntem acasă, ni le duce la sediu și trebuie să așteptăm până luni. Gata, mami! Și acum cred că o să le iau pe Denis cu mine în bucătărie, până curăț eu cartofii și Matei se joacă aici frumos cu mașinuțele. Vreau să mai fac cu Matei și puzzle-uri și să desenăm, dar cred că mai pe după masă, că acum vreau să ieșim afară după ce termin de curățat cartofii și ne îmbrăcăm, îi dau la Denis să pape. La Matei trebuie să-i spun niște struguri, să-i dau să pape și pe urmă ieșim afară. Ce faci, găsuciu? Denis. Denisăcu. Ce faci, mami? Ești cu minte? Îi place foarte mult să stea așa, să-l țin pe burtica mea. Da, au venit autorat, hai să vedem. Da, acum tu ce, nenea? Ce ești, mami? Autorat, hai să vedem, uite ce mare e pachetul. Hai să aduc farfecă, mami. Hai să vedem. Așa, Hai, puteți face și asta. Da, să nu te atinde.
au la roată și tu trebuie să o repari, așa-i? Hai să vedem. Tu faci? Da, și tu repari, mami. Tu repari. Ce e acolo? Ai ochi. Și ochi, mami, au și roți avem la ea. Acestea se pot schimba. Asem. Uite, mami, aici avem instrucțiunile. Trebuie să construim noi, mă, mami, mă. Vai, mă, mami, că nu construiești cu tati. Cu tati. Vrei să o construim împreună? Mami, mete. Mami, cu Matei, dar tu, mami, vrei să ieși și afară. Nu? Nu vrei să ieși afară și să construim după aia. Asta! Wow! O tot. Au tărăt, mami, și tu trebuie să o construiești. Uite, vezi, tu trebuie să-i pui roțile. Ochii. Să vedem. Pui ochii. Și ochii și tot. O tot loc. Da, mami, vezi, și tu trebuie să-i pui roți, faruri, ochii. Mă, mami, dar eu cred că trebuie să te ajute tati. Nu, tati, mete-i. Stai să văd cât e ceasul, dar trebuie să-și ieși afară, mami. Și pe urmă poți să faci cu tati. Mama nu știe. Mati, tati, Matei. Matei o face. Tu faci, Nani? Hai, tete, Matei. Trezește-te, Matei. Te-ai trezit? Da. Bine, până la urmă o să o fac eu, pentru că dacă nu, nu vrea să mai ieșim afară. No, ia vezi aici, mami, ți-am desfăcut pungile. Ok. Eu și cu Denis în brațe. Ischița. Să, mami, să nu le pierzi cumva, bine? Și acolo ce îi? Gurița? Uite, ghița! Gurița, vezi? O tot loc, ghița. Da. Tomi, azi zis. Nu, azi o tot loc. Faci pe autorot? Nu știu azi. Nu știi să faci? Ghița, nu poți azi o tot loc. Doamne, el acum imită din desenele Fina și Toni. Wow, mami, mai ai un pic. Lasă că o faci cu tati când vine, da? Hai să mergem afară. Matei singur o face. Da. Haide. Rămânuța. Uitați cât de senin este cerul. Foarte frumos. Nu le-am mai dat mânușile în mâini, dar le am la mine. În ghiozdan, dacă îi mai frig. Sănătate! Auzi, mami, elicopterul. Unde-i? Acolo? Și soarele, da. Vrei să te dai pe tractor, mami? Nu, hai să mergem să te dai pe tractor. Poftim? Papa, vezi, tati, că am discutat. Da, mami, au vorbit, tati. Cum? Nu mai cumpără mami, că ai o grămadă acasă și acum ai primit mașinuța aia roșie. Ai o grămadă, mami, și mai trebuie să-ți vină și un camion cu alte mașinuțe de alea cu ochi. Îți vine mașinuța aia verde, aia grun și blau sau nu știu ce culori mai ies. O închizi, mami. Păi 1 și 5, doamne. L-a băgat înăuntru, voia să se dea pe tractoraș. Lasă, mami, că ne dăm luni, când ești de la Greti, da? Ne dăm atunci, bine? O închis, tanti, vezi? O închis, o vreau să meargă mai repede acasă astăzi. Vezi balonul? Da. Balon. S-a trezit și Denisul cu... Hai, mami. Denis! Ce faci, mami? Da, uite că râde. Ca tati? S-a trezit, da, mami. S-a trezit. Unde e blau? Da, mami, are ochișorii blau deocamdată, ca tine. Are ochișorii blau, mami. Uite! Să-ți vedem gurița. Uite! Ghița, tăiți! Da, mami! Tu stai, spune! Da, mami, spune, spune că am văzut baloane. Stai, tu spune!
pe aici. Mai, ochișori. Ochișori, să mergem. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Am ajuns acasă, am pus mâncarea pe foc, am dezbrăcat copila și eu încă nu mi-am dat bluza jos, trebuie să mi-o dau imediat. Dar am venit să mai construim un pic la mașinuța asta, dar oricum o să ajungă soțul meu acasă în 20 de minute și o să o facem împreună. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Gata, mami! Ce-o zis? Vorbește, mami! Hai, mate, să-ți vă arăt la opii la tati. Uite și rubenița. O pui aici, vezi? Uite aici, mate. Trebuie să arăt pe tati. Uite, o bagi acolo. Da? A, și să țin acolo. Vezi? Și rămâne aici și rubenița, da? Să nu pierzi, mami. Și când vrei, o scoți de aici, mă tăi, da? Și desfaci alea șrupurile. Hai să vedem ce șola mamei. Ia vezi ce e acolo. Husă, mami. Husă pentru telefon. Și ăsta e tot pentru telefon, mami. Hai să vedem. În sfârșit a venit și husa pentru telefon. Ta-da! Animal print. Uite! Îți place? Da? Frumoasă, așa-i? Ouă-ți, mami. Da, pentru telefonul mami. Uite, aia ți-o las ție, bine? Ouă-ți, tati. Hai, bine, gata, tati. Așa, spune, hai repede acasă. Hai.
un elefant. La 10 cani. Se legăna pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea, a mai chemat un elefant. Doi elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea, au mai chemat un elefant. Trei elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea, au mai chemat un elefant. 10 elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Și pentru că pânza s-a rupt, toți elefanții au căzut. Sunt elefanții toți. Măi, cum plec de lângă tine, cum mă cerți? Cum plec de lângă tine, cum mă cerți? Așa-i? Mă cerți? Ai. Ce zici, Matei? Ai. Tu ce faci, mami? Tu. Da? Și ți-i somnic? Nu? Oh, no. Mami, cred că mă ceartă iară, Denis. Iară mă cerți? Toată ziua mă cerți. Cum plec de lângă tine? Cum mă cerți, așa-i? Clas. Da? Mami, clas. Unde e mami? Clas. Așa, mami, repară. Îți place mașinuța? Da. Îți place, așa. Da, mami, de unde o ai? Ai oho. Nu. Tati, mami. La tati și de la mami. Da, măi. Ce tot zici tu acolo? Vai. Tu te prăpădești de râs când te bagă cineva în seamă, așa-i? Te prăpădești de râs. Mua. Mua. Te iubesc. Mua. Te iubesc. Mua. Și pe tine te iubesc. Mua. Asta n-ai tu. N-ai tu, mata. Ce, mami? N-ai. Da, mi-am încălzit și eu să fac ciorbiță și pe urmă nu mai joc cu copilașii. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well, I will always be by your side. Am atât în acest filmuleț, am filmat o grămadă, credeam că nu reușesc să filmez, dar
tot timpul când mă apuc, filmez o grămadă foto, mami. Matei de ore bune se joacă cu mașinuța aceea roșie. Îi place foarte mult. Voiam să vă mai spun că vă invit și pe canalul Noelei să-i urmăriți filmulețul și să vă abonați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până atunci, mulți pupici! Pa! Pa! Mulți pupici! Mulți pupici, pa! Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, I'm a sweet baby.